Bună dimineața! După noaptea de scârțăituri, mergem și noi să luăm micul dejun. Ok, hai. Let's go! Dejun suedez. Văd că au destul de multe chestii pe aici. Crem buși castraveți, ouă, cașcaval, salam, șuncă, roșii, miere, unt, măsline, muștar, iaurt, cereale. Cam asta am luat eu. Cam scârție asta, dar cafeaua pare a fi bună. Câteva cuvinte despre cameră. Aerul condiționat este cel mai valabil lucru de aici, răcește bine și silențios. Televizorul cam micuț. Frigiderul ăla ne-a omorât. Bâzie rău de tot, l-am închis noaptea. Patul e larg, mare, dar scârție din toate încheieturile. Iar la baie dușul ăsta e foarte nașpa. Când faci duș, toată apa curge pe lângă, se împrăștie în baie. În concluzie, hotelul aș putea să-i dau un 3 din 5 și îl mai scoate restaurantul un pic, care arată bine, mâncarea nu nemaipomenită, dar ok. Și doamna de la recepție, foarte drăguță, foarte amabilă, s-a mai ridicat un pic așa din nivelul hotelului. Gata, bagajele sunt în mașină, ne pregătim de plecare. Primăria din Oravița. Cea mai veche farmacie montanistică bănățeară, atestată în 1796. Unul din primele microscope de la Zeiss. Trusă laringoscopică. Lampă semnalizat urgențe 1892. Cântar farmaceutic. Este o casă deosebită, are demarcat regim de zi și de noapte. Cinema 3D, frate, în Oravița. Iar aici un domn se pregătește de iarnă. Biserica localității. Mergem către Muzeul Mihai Eminescu. Mihai Eminescu a fost în turneu cu trupa Pascali și a fost suflor aici, în acest teatru. Mariana zice că ăsta e primul teatru din țară, iar George Enescu a susținut un concert extraordinar aici în 5 noiembrie 1931, cel mai vechi edificiu teatral din România. Deci înțelegem că proiectul de restaurare este finanțat de Uniunea Europeană și că a fost finalizat pe 31.07.2021. Cristina, de la 1 la 5, cum a fost ciulamaua ta de ieri? Oh, minunată! 5! Ficăței tăi de ieri? Ah, 5! Și ficăței și soteu? Absolut fantastic! Împreună, absolut fantastic! Am ajuns la primul baraj din țară și primul lac de acumulare. Se numește Lacul Mare. Peisajul chiar e frumos aici. Apa care se scurge dincolo de baraj. La Cuminiș, un pescar în stânga, nu știu dacă se vede. Suntem în apropiere de cascada Bigger. Avem de mers un pic pe jos, pe lângă șosea. Am vizitat, ne întoarcem la mașină. Când veniți dinspre Oravița, vă opriți la Popas Bigger și o luați mai departe pe drum. Se ajunge în 5 minute la cascada Bigger. Am ajuns în Herculane. Hotel internațional. Resort and Spa Afrodita, aici în stânga, Hotel Domogled sau nu știu ce scrie acolo.
Hotel Dacia, 3 stele. Arată cam comunist, așa. Hotel Diana, sus în stânga. Sara Sands, Afrodita Resort and Spa. Grand Hotel Minerva. Nu se poate lua masa în restaurantele hotelurilor prezentate mai devreme. Ne-au recomandat de acolo acest restaurant. Ciorbă rădăuțeană. Ciorbă rădăuțeană. Bere Stella Artois. Deci ce ai tu, Cristina, acolo? Tigaie picantă care arată ca o ciulama clasică. Am ajuns și la hotelul Story din Târgu Jiu. Așa, lift. Ați și pe... Hotel Story, Târgu Jiu, camera noastră. Baia. Cu duș. Dulap. Fân. Televizor. Ăsta e cam mic. Pat. Măricel. Dar camera este mare, este curată și cred că suntem foarte ok cu ea. Aer condiționat, pare că funcționează bine. Avem și frigider, am impresia că face gălăgie, o să vedem la noapte. Și avem și un balcon foarte mic. Inițial n-am vrut să mergem la masă, dar ne-am răzgândit că poate ne ia foamea mai târziu. Așa că ne ducem și noi după Cristina și Florin, care sunt deja jos la restaurant. Liftul e meseriaș. Cartofi cu nenorocire asta aici. Ulei cu mușdei. Deci mușdei. Cartofi cu usturoi cu mușdei suplimentar. Nenorocire. Bolo fra diavol. Caesar salad, clasicul Caesar salad. Și la mine la fel. Și ăsta e restaurantul hotelului. Noapte bună.